Data trecută am desfăcut tot felul de prostii, Hot Wheels, figurine și nu numai. Dacă n-ai văzut videoclipul, te invit să-l vezi. Asta este partea a doua, astfel încât să nu iasă prea lungi videoclipurile și să vă plictisiți. Deci, hai să mergem mai departe cu marele unboxing, partea 2. Mai departe avem din Brawl Stars o figurină pe care încă n-am văzut-o și vreau să văd acum ce este. Poate prind și aici ceva rar. Și avem, da, să vedeți voi primii, nu eu. Cine dracu e asta? Ceva ninja care nu e rar. Da, deci figurină care nu e rară. De data asta nu mă îmbogățesc. Nu scrie cum o cheamă, dar o vedeți aici. Sau aici, dacă mai filmează. Apoi avem din Avengers Endgame display, figurină de asta care teoretic era mai scumpă decât am dat eu pe ea. Am luat-o foarte cheap. Hai să vedem ce e înăuntru. Din Avengers l-am primit pe tipul ăsta. Man, eu nu știu pe nimeni cum îl cheamă, frate. Zici că n-am avut copilărie în puii mei. Sine. Eu efectiv nu știu pe nimeni cum îl cheamă. Ăsta e tipul, stai să vă arăt aici. Ăsta e tipul pe care l-am primit. Ca să vă fie ciudă. A, Thanos. L-am primit pe Thanos. Mai nu rătești tu. Bă, ăsta chiar e uruțel așa, nu știu, are o fată așa. E Thanos. Vrei, ți s-a părut că e sexy în filme? Nu m-am uitat filme. Avem un cadou aparent de la... Ba nu, nu e cadou. Man, și eu care credeam că mi-au dat și mie în pâine ceva cadou. Avem Frozen cadou. Dracula's Knots. Adică nodurile lui Dracula. E ceva joc pentru inteligență. Au. De care ducem lipsă. Mai ales eu. Man, de pe prostia asta am dat cred că 5 lei. Hai să vedem și ce e cu Dracula's Knots asta. Au, wow, asta e tot. Deci, asta e jucăria, zici că e un uter în puii mei. Un uter? Un uter? Remove the red ring. Deci trebuie să facem cumva să scoatem inelul roșu de aici. Nu știu, poate reușesc să-l rezolv. Mai avem încă o figurină Frozen, dar pe asta nu o să o desfac. Și ziceam că regret decizia mea cu Despicable Me, cu Minions, că am luat chestiile aia, pentru că am luat încă două prostii de astea. Hai, desfă-o și pe asta. Am primit. Pe alea care le-ai primit tu, cred că. A, eu am crezut că asta e fața, mă știu, gândeam, zice, dracu. Cum aici, 1, 2, 3, 4, din Minions. Mai am unul pe care ăsta nu-l desfac. Ăsta am zis că-l țin așa sigilat. Și dacă tot suntem aici cu Avengers Endgame, mai am încă două, dintre care pe una o pun deoparte, să o las așa sigilată, și pe a doua o deschid eu. Bine. Trage de aici, loz în plic. Ce ai primit? Nici pe ăsta nu știu cum îl cheamă. Abia aștept să-mi iau dislike de la toată lumea, să fie un fel de dote-n puii mei cu videoclipurile tale, nici măcar nu știi ce desfaci. Da, să văd măcar cum îl cheamă, unde e ambalajul. Pe Ronin, l-am primit pe Ronin din Avengers Endgame. Da, vă rog frumos. Din nou, să vă fie ciudă, l-am și pe Ronin, l-am și pe Thanos. Bang. Superb. Mai departe, avem ceva din Harry Potter. Avem un BT Pop de la Funko Pop, Harry Potter. Stai, chiar intr-o? Oh my god, what the fuck, e o mini cutiuță? E un mini Funko Pop? Sau ce pui mei asta? E un mini Funko Pop. Oh my god, oh my god. Și l-am pe Hagrid. Vrei pe Hagrid. Oh, în versiune extra mini Funko Pop. Cum am zis, se numește BT Pop. Și e super mișto. Deci e super mișto chestia asta. Doamne, deci nu vine să cred că există atât de mici figurine Funko Pop. Și partea și mai mișto e că chestia asta e făcută din plastic dur, gen nu poți să o zdrobești sau ceva. Nu că ar trebui să nu mă mănânce în cursă, tot a pus pe el că poate chiar o zdrobesc. Mai avem iarăși un mai moji de ăsta. Frate, dar câte pui mei am luat? Avem figurina asta din Among Us. E un breloc. E figurină breloc, tot aia. Asta e din care ziceam că iese din fundul, un os. Deci un breloc din Among Us, da, vă rog frumos, e din plus. Și mai avem încă două pachete cu microfigurine de la Among Us. 138 de colecționat. Man, cine naiba are bani să dea 138 de chestii de astea? Asta de Mitches, deci îl avem pe răhățelul ăsta mic de aici, verde, posibil să fie de la care luminează noaptea în întuneric. Și pe ăsta alt, cei care se joacă Among Us, știu și pe ăștia după nume, frate, sunteți obsedați. Și după desene și după toate alea, eu nu știu pe niciunul cum îl cheamă de nimic. E foarte mic. Cât unghia mea în puii mei. Și acum ai de ales între 1 și 2. Stai puțin, stai că încă nici nu m-am decis, stai. Alege, 1 sau 2. Deci, în primul rând, ăsta e al tău, ăsta e al meu. Cine se uită și cunoaște probabil deja știe ce urmează. Deci avem un deck case. Al meu e negru. Are și ea tot un deck case.
dar alea este galben. Și acum, pentru nostalgie, pentru șmechereală, pentru tot ce vrei și ce nu vrei. Dă-te-mi pe mine că deja l-ai văzut. Avem Legendary Duels de la Yu-Gi-Oh! Nu, Booster Packs. Nu le-am văzut, dar știi cum le-am găsit eu? Da, că ai trișat și te-ai uitat. Hai, țineți de aici. Te-am mai întrebat acum două zile dacă mă uitam Yu-Gi-Oh! Deci avem Booster Packs. Știu că nu așa se începe un pachet de cărți Yu-Gi-Oh! Am căutat pe net și m-am interesat de dinainte, dar astea erau cele mai ieftine pe care mi le și permiteam. Pentru că pe toată prostia asta de cutie am dat o groază de bani. Și care le-a deschis primul? Deschidem aici live Booster Pack de Yu-Gi-Oh! Deci am primit aici 5 cărți, astea sunt cele pe care le-am primit. Avem Volcanic Scattershot, Battling Boxer Rabbit Puncher, Volcanic Queen. Tu ai vreun albastră? Ah, ok. Salamangreat Foxy și Salamangreat Bellings. Iar a primit Battling Boxer Big Bandage, Salamangreat Mirage Stelio, Volcanic Scattershot, pe care l-am și eu, Volcanic Rimfire și Salamangreat Roar. Iar acum din pachetul albastru, să desfacem și pe ăsta. Din al doilea pachet am primit Full Armored Black Ray Lancer, dracu că nici nu știu să le pronunț, Marinces Pascalus, Marinces Marbled Rock. Deci mori, eu citesc chestiile astea de eu habar n-am ce trebuie să fac cu ele sau cum funcționează. Seventh Ascension și Double Fin Shark. Wow, stai că a mea una din astea e cu hologramă. Nu știu dacă se vede pe cameră, e holografică, vă rog frumos. Iar eu au primit Levia Dragon Dedalus, Buzzo Shark, Marinces Seahorse, Citadel Whale și Marinces Blue Tang. Superb! Am trecut și prin nostalgia din trecut. Sincer, n-am simțit nostalgia pe cum credeam că o să simt când deschid chestiile astea. Și cred că astăzi cam atât avem. Știi ceva? Nu! Mai deschide și tu un Frozen. Deci avem încă o figurină din Frozen. Și acum cum mi-am adus aminte, nu l-am primit cadou. L-am comandat eu pe astea. Da. Frate, n-am primit niciun cadou aici, în comanda asta uriașă. Ne simțiți. Și înăuntru avem pe săculețul ăsta, în care avem pe, ia și bagă-mă aici, cred că o să-ți placă. Primim pe Olaf. No, și acum că avem toate astea aici desfăcute, avem și pe Olaf și pe Anna și pe mai Moji ăștia sau cum se numesc, mini Funko Pop-ul ăsta, Thor, ăla pe care nu mai știu cum îl cheamă, Thanos, whatever, nu mai știu pe ăla cum îl cheamă, Among Us, Hot Wheels. Avem toate chestiile pe care v-ați să le deschid, mă rog, v-ați deschid doar Hot Wheels, dar v-ați prins voi de idee. Hai să deschidem și ultimele două de astea, adică doar unul dintre ele, că până am zis că las sigilat. Și înăuntru avem un burger din Despicable Me. Mi-am zis că e un burger, efectiv. În orice caz, sunt super retard de chestiile astea, dar îmi plac așa retarde cum sunt. Sunt urâte și retarde, dar sunt faine. Și nu în ultimul rând, mai avem un breloc de la Stranger Things, pe care ăsta nu vreau să-l desfac. Disgusting! Hai să încheiem episodul tot într-o notă interesantă și am să scot din nou cutia mister. Da, deschidem deja 3 pe ziua de astăzi și am să iau un Super Things să-l desfac. Este seria Secret Spies, agent secret. Și desfacem și înăuntru avem ceva ninja cu o tigaie din care curge zeamă. Ce? În creierul lui. Nu știu, habar n-am, are creier zeamă. Da, e o tigaie de aia chinezească. Eu cred că astea ar trebui să fie ceva noodles sau habar n-am, ceva chopsticks de alea. Ugly! Sincer. Așadar, astfel încheiem episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like, share și subscribe. Eu am fost Gârcea și vă salut. Ne revedem în episodul următor de pe canal. Mai avem de desfăcut jumătate din cutia asta de aici, deci stay tuned.